momentul a fost de depășit. V-ați împăcat cu domnul Atanasiu înăuntru? Nu este vorba de o ceartă, aici nu contează persoanele, contează proiectul, iar acesta este mult prea important și are o masă critică mult mai puternică pentru a fi oprit dintr-o simplă neînțelegere. Ai cerut o reconfirmare a faptului că veți fi premier? Nu s-a pus în discuție acest proiect. Cuvântul că nu veți fi. Domnul Atanasiu a declarat foarte clar, după ședință, că sprijină toate deciziile partidului, inclusiv cele legate de guvernare. Dumneavoastră ați ascultat acea înregistrare? Eu n-am ascultat înregistrarea, am așteptat să am discuția cu colegii în ședință, n-am tras nicio concluzie înainte de a discuta direct cu colegii în ședința de astăzi. I-ați cerut demisia, domnule Atanasiu? Nu, nu i-am cerut nicio demisie. Dar au fost colegi care au cerut? Discuție. Și după explicațiile primite, a plecat de aici cu certitudine în cazul în care PNL va ajunge la guvernare. Dumneavoastră veți fi desemnat premier? Încă o dată nu s-a pus această problemă în dezbatere. N-a fost un dubiu legat de această decizie. Avem un proiect la care lucrăm cu toții, vă asigur, nu există niciun fel de pas înapoi față de proiectul comun, n-am niciun fel de preocupare legată de agenda mea individuală. Înregistrarea audio despre asta vorbește, despre faptul că și eu cred că v-am explicat de două ori foarte clar că domnul Atanasiu a declarat la fel de limpede astăzi dimineață că proiectul merge înainte. E prima dată când se pune pe tapet o astfel de temă. V-am duceți aminte acum o lună de zile, amintesc, că s-a dat un lider PNL, același lucru l-a ducea în spațiu public. Că nu ar trebui pus premier de la PDL, de la fostul PDL. Încă o dată, epoca majorităților de 120% în ceea ce privește opiniile și opțiunile a trecut. Suntem un partid liberal, care dreptul la opinie este garantat. Ceea ce este important este să ne concentrăm cu toții pe proiectele esențiale. Există o masă critică în acest sens, nu există niciun fel de îndoială cu privire la elementele esențiale ale programului nostru. Încă o întrebare pe un alt subiect, dacă îmi permiteți. Nu mă deranjează nicio opinie exprimată liberă. Domnule Prodeu, încă o întrebare. Cristian Sima, brokerul, fugit din țară, a dat un interviu în care spunea că mai mulți politicieni veneau la domnia sa în birou și făceau tranzacții de pe conturi personale aflate în Elveția, jucau la bursă de pe cele conturi și că și dumneavoastră vă numărați între prietenii apropiate ai domniei sale și că îl vizitați chiar seara acasă, că vă gătea. Cred că domnul Sima a clarificat foarte clar că nu mă număr printre politicienii care au tranzacționat prin conturi în străinătate. A spus-o foarte limpede. Deci nu aveți conturi în străinătate? Nu am avut niciodată conturi în străinătate. Dar o relație de prietenie cu domnia asta aveați? Am avut relație de prietenie cu foarte mulți oameni, sunt chestiuni personale, nu afectează cu nimic agenda publică. Okay, mulțumim.